Salutare! Azi sunt cu Andrei. Suntem în Corfu, am venit cu acest van pe insulă. Am fost mulțumiți de el până acum și ne-am gândit să vi-l prezentăm și vouă în acest videoclip. Deci este un Vito Tourer 114 diesel din 2023. Mașina este a lui fratii meu, abia a cumpărat-o de vreo 3-4 luni de zile. Apropo, în acest videoclip mai încolo o să vă zic și o idee de afacere pe care a făcut-o fratele meu cu acest Vito. Motor de 2.0, 136 de cai, automată, LED-uri, față-spate. Ca să începem practic de la zero, văzând ieri celălalt van, dacă ți-aduce aminte. Da, celălalt Vito. Celălalt exact. Vito care era identic, tot Tourer 114, ăsta are ceva opțiuni față de cum era ăla. Ăla era chiar chel-chel, ai văzut, n-avea nici măcar faruri, nici LED-uri, nici nimic. Da, ăsta poți să zici că e o mașină care mai mergeau niște opțiuni pe ea, dar ai suficient pentru un trip ok. Și să fie și ok din punct de vedere al prețului, pentru că mașina asta, dacă îi pui foarte multe opțiuni, te duci în 80-90 de mii. Se scumpește foarte tare. Fratele meu a dat 49 de mii de euro pe ea și a avut discount de la 57 de mii de euro. Bine, de fapt nu a dat 49 de mii, atâta a fost mașina, pentru că a luat-o în sistem leasing, a dat avans 20% și are rată 800 de euro pe lună. Și în momentul în care ne-a dat acest Vito, mie cel puțin, nu știu dacă și ție, mi s-a părut că nu prea are opțiuni. Dacă n-am mai văzut alte Vito-uri pe aici, pe insulă, mi-am dat seama că ăsta chiar e dotat față de altele. Dar are jantele astea ca de dubă, din punctul meu de vedere. Dar pe de altă parte, știi cum e, nu le mai lovești, nu le mai zgârii. Sunt mai rezistente, adică la trafic intens exact. Și cu greutate, dacă transporti multe persoane cu bagaje, n-ai de ce să nu-ți mai bați capul cu ele. Au balonul mare, nu simți gropile la fel cum ai simțit cu unele din aliaj. 2,25, 55, 70. Cred că e dimensiunea perfectă pentru orice mașină dacă vrei confort. Și are anvelope din acelea de dubă, vezi? Anti-van contact, C-uri. Ceurile. Ceurile care sunt pentru greutate mai mare. Culoare albă, n-a costat culoarea. Privacy glass, venit din fabrică. Ceea ce e mare lucru. Pentru că te costă să pui pe toată mașina, nici măcar astea nu sunt vopsite. Adică și nici mânerele. E un basic cu câteva opțiuni și având în vedere că e automată, e mare lucru. N-are nici bările. Bările, dar astea se pot pune ulterior dacă ai nevoie și aftermarket. După aia ai LED-uri, faruri adaptate. Adaptive, ciudat că ai corner view, nu sunt adaptive full adaptiv, dar sunt corner view cu fază lungă automată, ceea ce iarăși e o opțiune destul de ok. Dar vezi ce ciudat? N-are proiectoare. Nu prea să pun proiectoare la Mercedes când ai farurile astea. Bine, ăsta e un Tourer, încă o dată nu e V-Class, e exact. Tourer. Pare la fel, dar nu e. Diferență mare de la ăsta la V-Class. N-are nicio treabă. Aveam un prieten care avea un V-Class full option, era 100.000 mașina. Dar aveai scaune individuale cu LED-uri, cu nebunii, cu televizoare, cu senzor față-spate. Față cu cameră. E varianta mai lungă. Asta e varianta cea mai lungă, dar e foarte ușor de condus, chiar dacă e lungă. Portbagajul nu e mare, dar e înalt. Exact. Și dacă vrei să-l faci și mai mare, atunci poți să muți toată bancheta mai în față, după cum bine vedeți, sunt niște șine acolo, da? Și tragi de aici și poți să muți bancheta mai pe spate, da? Sau mai în față. Aici ai tras de asta. Și sunt individuale două cu unul. Da, celelalte din față poți să le întorci. Ce am observat că are doar 8 locuri. Sunt unele care au 8 plus 1, mai au un loc în față. Aici în față sunt doar două scaune individuale. Sunt 6 cu 2, da. În spate arată cam așa. Și aici sunt șinele ca să poți să dai și scaunul acesta mai în față sau mai în spate. Dacă vrei să te duci în spate, scaunul ăsta se rabatează pe față. Și e și reglabil pe spate. Poți să dai mai pe spate, exact. Doar o cotier aici și o cotier acolo în spate. Îmi place că geamul aici este foarte mare și poți să admiri peisajul, de exemplu acum când suntem pe plajă. E destul de mare în spate. Uitați-vă cum stau aici, ca un mic barosan. Tapizeria, calitativă? Da, e basic. Cam rigide. Ce e drept astea din spate, un pic cam rigide pentru drum lung. Astea sunt scaune făcute pentru short trips. Ventilație aici, ventilație în partea cealaltă, jos. Nu-mi place materialul ăsta de pe jos, bodeaua. E foarte alunecoasă. E rezistentă, ce e drept. Și anti-jeg. Nu, dar uite, se vede tot ce înseamnă basic. Au multe plastice, gen inclusiv intrarea în mașină. N-ai un aluminiu sau e pur și simplu un plastic. Aici, spații de depozitare. Ai spații de depozitare suficiente. Priză.
Da, ce îi lipsesc probabil sunt niște prize USB, da, măcar USB simple să le ai, acolo, să le ai pe spate. Da, ai pe față, doar pe față două, ai două. Ai două, dar mergea ai să... și o bichetă pe față. Da, mergea să-i pună aici, să undeva pe spate. Ori acolo unde este și priza aia să-i exact mai pună două și una pe ușă. Uite, aici n-are spațiu de depozitare pentru că e ușa. Are o bichetă, un suport de pahar, guri de ventilație, și ăla e senzor de la, clasic de la, de la parcare, de la Mercedes, care clasic e și pe față. Cred că sunt cei mai tari senzori inventați vreodată de când îi iau și cred că nu i-au schimbat de ani de zile, iau da la fel. În spate e făcută să stai confortabil, cred eu că în cap lejer 6 persoane să nu stai înghesuite. În toată mașina. Ideea este că poți să dai bancheta de pe spate jos, dacă toate vrei. Poți să le dai. Da? Toate și toate să rămâi doar cu bancheta asta în cazul în care sunteți mai puțini și ai nevoie de portbagaj, de exemplu. Și dacă vrei să o faci dubă, renunți la banchete și ai practic spațiu până fix aici, în spatele scaunelor. Overall e o mașină foarte practică și economă. În primul rând, nu-mi place calitatea plasticului. Este cel mai ieftin. Da, ei. Este da foarte urât plasticul, da? Și foarte rigid. Și rigid. Și scârție. N-ai... Robineți rece și cald. Start-stop-ul, dinamicul, mai multe moduri de condus. Confort, sport și manual. Același plastic și pe uși, la fel de ieftin. Spații de depozitare jos în ușă, foarte multe și destul de mari. Butonul ăsta e mai rezistent. Asta le fac pe toate la fel, având în vedere că toate Mercedes-urile au cam aceleași butoane. Computer de bord cu toate. Autonomie, toate, resetare, pornire. Ai multe, poți să spui navigația, audio, telefon, service-ul, AdBlue. Un computer de bord destul de ok. Comenzi pe volan, padele, da, telefon, CarPlay-ul cu ecranul ăsta Mititel, da, dar digital, practic și e touch. Și se mișcă bine. Da, e ok. Da, e uitați. Okay. Comenzi vocale, controlul tracțiunii. Aici două spații de depozitare, două USB-uri clasice. Ai parking off, parking on. Frâna clasică de Mercedes. La picior. La picior pe pedală. Cheia standard. Mai basic de atât nu se putea. E cea mai standard. Cheia, exact. Singurul lucru pe care îl are din aluminiu este sigla. Ce îmi place iar, că ai aici foarte multe spații de depozitare. De exemplu, să spui acte, nu știu cum am da avut noi acum acest drum, pașapoarte, buletine, asigurare, talon, permis. Ți le pui frumos aici să le iei la îndemână, exact ca un dubițar adevărat. De azi mă fac dubițar. Bun, două cup holder, unul aici, unul acolo. Torpedou destul de mic, airbag-uri, oglindă clasică, fără efectul de antiorbire. Senzor de lumină, senzor de ploaie. Parasolarele foarte mari. Da. Câți kilometri am făcut cu ea până acum? 1300 de kilometri. 1300 de kilometri. Și am avut un consum de 7-8 mediu. 7-8 cu tot cu mersul pe insulă, unde sunt foarte multe serpentine. Serpent. N-are volan în piele, oglinzi destul de mari din punctul meu de vedere. Cred că mergeau mai mari. Ție ți-ar fi plăcut să fie un pic mai mari, nu? Un pic mai mari. E mașina da foarte lungă. Cutia automată. 9 trepte. 9 trepte. N-ai Gtronic. Ai și padelele astea pe volan care am încercat să le folosesc, dar n-ai suficientă putere să le folosești. Da, adică, doar dacă vrei să te joci. Adică opțiunea asta n-am înțeles-o, să fiu sincer. Cum ți s-a părut până aici, până în corp? Dacă ai condus Mercedes o perioadă din timp, cum eu am făcut-o la un moment dat, îmi dau seama că mi-aș dori înapoi un Mercedes. Adică este o mașină extraordinar de comodă din toate punctele de vedere, chiar dacă este mare, pentru ce opțiune are strict mașina asta cu care am mers noi. Da. Cred că i-aș da un 8. Îmi place cum scrie aici Mercedes. Așa, și cum v-am zis în episod mai devreme, a rămas să vă spun despre o idee de afacere cu acest Vito. Ideea stă în felul următor. Fratii mi-a cumpărat acest Vito de la reprezentanță, deoarece a aflat de la o firmă de rentă car din București că nu prea există în parcurile de la societățile de închiriere mașini foarte multe venuri și este o mare cerere de la clienți să închirieze astfel de mașini. Și vreau să vă zic că a cumpărat mașina asta în leasing, undeva cred că la sfârșitul lunii mai și în luna iunie a încasat undeva la 2000 de euro, în luna iulie undeva la 2500 de euro și în luna august undeva la 3500 de euro. Gândiți-vă că el a închiriat-o către firma de rent-a-car, iar firma de rent-a-car a închiriat-o mai departe către clientul final. Din ce am înțeles de la fratele meu, mi-a spus că anul ăsta, de exemplu, a pierdut startul pentru că dacă o cumpăra undeva în februarie-martie, cererea a început de prin aprilie și funcționează foarte bine închirierile de astfel de venuri în
perioada aprilie-octombrie. Gândiți-vă că dacă el a încasat 2.000-2.500 de euro, 3.500 de euro și a avut rată 800 de euro, ia gândiți-vă ce profit a avut. Și oricum, chiar și așa, dacă închiriază doar 6-7 luni pe an această mașină, tot rentează, pentru că el, ca și mine, ca și Andrei, mai închiriem de-a lungul anului un astfel de ven și pentru noi ar mai fi costat 1.000-2.000 de euro în plus pe an, bani pe care îi economisim datorită faptului că avem un astfel de ven în proprietate, ca să spun așa. Evident, fratele meu mi-a dat acest ven cu titlu gratuit, nu mi-a cerut niciun ban. Gata, ăsta a fost și clipul pe ziua de astăzi. În cazul în care, nu știu, vă interesa un astfel de Vito, poate v-au ajutat informațiile din acest episod împreună cu Andrei. Vă mulțumim, să ne vedem cu bine în următorul video. La revedere, salutare!